De circa 2 luni de zile de când s-a decis ca tirurile să nu mai circule prin Oinacu și au fost direcționate prin cartierul Rudari, oamenii de aici trăiesc un adevărat coșmar. Au făcut sesizări la primărie, însă, spun ei, nimeni nu i-a băgat în seamă. Disperații vor acum să urmeze exemplul vecinilor din Oinacu și să blocheze șoseaua. Până atunci însă au chemat televiziunea în încercarea disperată de a trage un ultim semnal de alarmă. Ne-a distrus casele. Ni s-a crăpat în casă, ne cade tavanele. Copiii nu poate să se odihnească din cauza zgomotului care este la vară. Când deschidem geamurile, tot praful e peste noi. Avem toalete în curte ca la țară, mai rău ca la țară. Nu avem canalizare, dar cea mai importantă problemă este să oprească tirurile, domne, că nu mai putem să ne mai odihnim. Suntem disperați, nu știm ce să mai facem. Cartierul e locuit de niște oameni bătrâni care trăiesc într-o amărâtă de pensie. Nu poate să repare casele de câte ori se strică, de câte ori se pleznește. Tirurile, dacă sunt 5 la rând, uite așa faci în pat. Te să trezești, nu mai de vitrine, case. Televizor, să toate, nu mai uite așa, bâție de mă ridic și țin că televizorul, mai bag ceva, mai, ferici. Dar nu se mai poate. Mai grav este faptul că în acest cartier trotuarele aproape că lipsesc cu desăvârșire, iar copiii din zonă, ca și părinților, sunt obligați să circule pe șosea, printre tiruri, atunci când pleacă sau vin de la școală. Asta ca să nu mai vorbim despre noroaiele ce au pus stăpânire pe ceea ce ar fi trebuit să fie trotuare. Trebuie să-i ducem la școală, la grădiniță, care vorba e, îi ducem la grădiniță sau la școală, ne mirăm, îi ținem, eu de exemplu, că eu sunt mai în vârstă, nu mai zic așa, nu că sunt chiar bătrân așa, și țiu copilul, țiu pe partea sălantă și eu mă dau pe partea șoselii, din contră și acolo, de exemplu, cum e noroi, cum este aia, îl duci copilul, duci la școală plin de noroi, de aia pe ghet, tuțe pe ce este acolo așa. Când vine un tir, că nu avem unde să fugim, practic ne claxonează, ne și înjură șoferii și ne uităm, nu știm unde, uitați-vă la mine, filmați aici, sunt murdari, sunt pantofii mei, sunt șon 2013 acum, deci vă dați seama dumneavoastră, ne-a promis de ani de zile primarul și domnul primar Iliescu a venit odată, acum 4 ani, a băgat coloană de apă, a trasat cu creta albă ce-o fost aia, a zis că face trotuar, când a câștigat alegerile, ne-a abandonat, a venit după 4 ani iar, ne-a promis și domnul primar Iliescu și domnul Barbu, toți a venit, domne, facem aici strada, n-a făcut nimica. Avem 3 copii. Eu nu pot să am încredere să trimit copilul la școală pe strada asta ca să meargă cu încredere, fiindcă vă dați seama și dumneavoastră, dacă e tirurile astea, dita mai tirurile, se întâlnesc din contrasens. Nu se, deci nu mai are unde să meargă copiii. Circulația tirurilor prin cartierul lor nu este însă singura nemulțumire a oamenilor din Rudari, care și-au spus păsurile la primărie, însă fără succes. S-a făcut reclamații la primărie pentru canalizări, pentru trotuar, pentru... N-ai problem, da. Și ce răspuns ați primit? Niciun răspuns, niciun răspuns. Ați sesizat? Vedeți că când o da guvernul bani... Oamenii de aici spun că se simt discriminați pentru că sunt rudari și se gândesc chiar la soluții radicale. Domne, plătim și noi impozite, ca orice om. Ce să vă mai spun? Nu m-am dus la domnul primar să ne dea ajutoare sau să ne dea locuințe sociale, dar să nu ni le distrugă, domne, că nu avem de ce să le facem. Dacă domnul primar nu ia nicio hotărâre, să ne lase domnul la domnul de la primar de la Oinacu, să facă dânsul, că vă că dânsul știe să rezolve problema. Așadar, tirurile continuă să dea mari bătăi de cap. O soluție ar fi existat, cel puțin teoretic, iar dacă aceasta ar fi fost pusă în practică, astfel de probleme nu ar mai fi apărut nici la Oinacu și nici la Giurgiu. Este vorba despre crearea unei bretele a drumului județean 507, Giurgiu-Oinacu, practic un drum nou ce ar fi trecut prin câmp și ar fi făcut legătura directă între Vamă și Bibița, fără a mai trece nici prin Giurgiu, nici prin Remus sau Oinacu. Numai că totul a rămas doar un proiect pe hârtie. Giurgiuvenii din Rudari au găsit însă o altă soluție pentru a scăpa de această problemă. O soluție foarte simplă și la îndemână. Dea drumul la tiruri, aici pe la poliția comunitară, că și așa stă degeaba. Nu? Practic în partea asta nu e folosită de nimic și pentru poliția comunitară să două persoane acolo, cu o barieră. Să mergeți să filmați, să vedeți dacă puteți să treceți pe unde trec tirurile, noi pe unde mai trecem. Dacă cum a fost zăpada de 1 metru, noi nu avem practic pe unde să trecem. Trebuie să ne băgăm copii în zăpadă 1 metru să poată să tragă tirurile. De ce nu se dă drumul? Că eu locuiesc pe strada de 50 de ani. Să se dea drumul pe Vama Veche, că nu afectează nimic la nivel de minister, la nivel de guvern, și nu afectează nici comuna Oinacu, nu ne afectează nici pe noi. Deci, teoretic, soluția ar exista, dar oamenii cred că pur și simplu nu se vrea rezolvarea acestei probleme. Nu se vrea să facă nimic. Că e foarte simplu să rezolve problema, dar nu se vrea. Pur și simplu nu se vrea. De ce Oinăcarii a deviat tirurile pe aici? Că le cade casele. Noi suntem pregătiți pentru tirurile astea? Dacă nu avem nici trotuare, nu avem nimic, nu suntem pregătiți pentru tirurile astea. Să ne facă și nouă, cum e aici, un trotuar,
până la capăt, că suntem și noi în cartierul ăsta, suntem în Giurgiu. Impozite, taxe, ne cere tot. În aceste condiții, pentru că au văzut că soluțiile radicale sunt, se pare, singura rezolvare a unei probleme în zilele noastre, cel mai bun exemplu fiind cel de la Oinacu, când, după blocarea șoselei din toamnă, circulația tirurilor a fost deviată imediat, locuitorii cartierului Rudar sunt decisi să facă același lucru, să blocheze circulația. Intenționăm să ieșim în stradă, domne, să blocăm tirurile, că n-avem ce să facem, domne, să ne audă și pe noi cineva. Că de-aia le-am ales pe domnul primar să ne reprezinte. Noi o să blocăm, dar bineînțeles, pe cale legală să fie toate chestiile astea. Noi blocăm șoseaua, să nu mai trebuie. Păi ne ferim noi ca oameni mari. Da, copiii, dă-i ducem la școală, avem și noi copii nepoți și avem, dă-i ducem la școală. Și copilul, de exemplu, pe stradă la noi acolo, cum a fost, a zis că s-a apucat de niște trotuare ce s-a făcut acolo. Ați văzut, a rămas niște simplu balast și a rămas acolo. Atât. Facem demersuri legale. Dacă nu se rezolvă nici cu demersuri legale, lumea va fi hotărât să se iasă stradă. Și are să este o catastrofă. Să vină domnul primar aici la fața locului, așa cum înainte de campanie a luat-o din casă în casă și a zis că o să facă. Ce să facem? Rezultatul se vede, da? O să facem un tabel nominal și o să strângă 1000 de oameni și o să barigateze partea de acolo așa, că poliția stă acolo de frontieră și dirigează aici. Eu am muncit o viață întreagă, femeia asta să-și facă o casă, doamnă. Și a ajuns ca până în primăvară, da? Să cadă jos. Ce fac? Ce? Mai dă primarul casă, mie locuință nu mai dă. Din păcate, nu am reușit să obținem și un punct de vedere al primăriei Giurgiu, dat fiind faptul că primarul Nicolae Barbu nu este în țară, iar pe viceprimar nu i-am putut contacta. Așa că vom reveni cu acest subiect, prezentând și punctul de vedere al administrației locale. Până atunci însă un lucru este sigur, disperați de situația în care se află, giurgiuvenii din Rudar sunt la un pas de a trece la măsuri extreme. Vom urmări acest subiect și vă vom ține la curent. Urmăriți mai multe declarații ale giurgiuvenilor din cartierul Rudari în ediția specială a știrilor Valahia TV, după jurnalul de știri.